Primăria municipiului Ploiești a reușit în cele din urmă să dea drumul la iluminatul festiv. Ornamentele de Crăciun și instalațiile sunt însă montate doar în centrul orașului și au fost aprinse sâmbătă după amiază. Și tot atunci s-a dat și startul târgului de Crăciun, organizat în perioada 5-31 decembrie 2015, în zona pasajului pietonal centru. Deschiderea oficială a târgului de Crăciun a fost marcată printr-un program artistic susținut de artiștii filarmonicii Paul Constantinescu, elevii Liceului de Artă Carmen Silva, ansamblul Chimata și Teatrul pentru Copii Ciufulici cu piesa Dalea lui Păcală. Seara s-a încheiat cu un concert extraordinar susținut de formația Direcția 5.